Liderul liberal susține că inițiativa PSD de consultare internă a organizațiilor afectează într-o anumită măsură procesul de negociere de la nivel județean. Din partea Partidului Național Liberal există toată deschiderea. La un moment dat știu că organizațiile locale ale PSD-ului primiseră o hârtie oficială semnată de domnul Stan, prin care li se spunea să se abțină de la orice negociere cu Partidul Național Liberal până când nu se vor termina negocierile la nivel județean. Acum că se procedează tocmai invers, dar mă rog, este strategia dumnealor, deci noi suntem deschiși la orice negociere. Negocierile se vor relua în ianuarie. Ceea ce fac dânsii este o consultare internă a organizațiilor locale. Eu fac lucrul ăsta de 6 luni, 7 luni de zile și în marea majoritate a localităților din județul Dâmbovița, organizațiile noastre sunt dispuse și disponibile să participe la alegerile locale din 2012 sub sigla USL. Discuțiile privind desemnarea candidaților la nivel județean au stagnat încă de luna trecută, înainte de sărbătorile de iarnă. Însă șeful PNL și-a exprimat speranța că acestea vor fi reluate cu mai multă energie și cu rezultate favorabile pentru alianță. Sper eu să se reia cu mai mult succes decât până acum. În ceea ce îi privește pe socialdemocrați, termenul limită de finalizare a consultărilor la nivelul organizațiilor este 10 ianuarie. Mâine va avea loc prima ședință a Biroului Permanent Județean al PSD, care va stabili calendarul de desfășurare a activităților pe anul în curs.